Un copil care trăiește în biserică este chemat la sfințenie încă de mic. Și dacă astăzi copiii s-au înstrăinat de Dumnezeu și nu mai ascultă și s-au înrăit, este pentru că copilul nu cunoaște sfințenia încă de mic. Prezența lui Dumnezeu în viața copilului este o prezență binefăcătoare. Copilul care are ancora credinței de mic învață cât de important este să ierți, să fii bun, să fii blând, chiar dacă poate ceilalți colegi nu sunt așa cum ți-ai dori. Astfel, primul gând pe care ar trebui să-l avem despre Sfânta Parascheva este acela că ea, încă de copilă, a trăit în biserică și, ascultând cuvântul Domnului, a început să înfăptuiască. Deci, copila asta, cum de altfel fiecare copil, între 2 și 12, copilul este așa cum e un burete care preia totul. Și copila asta a preluat puterea cuvântului și a pus-o în inima ei și a început să înfăptuiască. În momentul în care vedea copiii mai sărmani decât ea, își dădea ea jos hainele și îmbrăca pe copiii mai sărmani decât ea. Deci iată, această minunată copilă trece repede de la cuvânt la faptă. De aceea cred că primul îndemn care reiese din viața Sfintei ar fi aceea că ar fi bine să-i ținem pe copii în biserică și să le dăm copilor ancora credinței, să-i apropiem de sfințenie și de aceste valori pe care ei le pun în inimă. Eu însumi, marile adevăruri de credință le am de când eram copii. De când mă ducea bunica de mână la biserică și îmi spunea că aici vei găsi soluția tuturor problemelor tale. Așa îmi spunea și am crezut și cred și astăzi și până la sfârșitul vieții mele. Și cred că și voi aici găsiți soluția tuturor problemelor din viața voastră. La sfințenie ne cheamă Dumnezeu din tinerețe.